Trecerea deja a început. Noi doar acum încercăm să o promovăm, fiindcă de vreo 10 ani de zile tehnologiile inovative s-au îndreptat și au tot mai multă aplicabilitate și în acest sector al agriculturii. Ori noi, ca și instituție de învățământ, considerăm că este de datoria noastră să aducem noutatea în procesul de pregătire al tinerilor și în acest context se înscrie și acest eveniment. Am profitat de relaxarea care s-a realizat și am putut să aducem după 2 ani de zile tinerii, studenții noștri, să-i aducem în anfiteatru. Prin bunăvoința partenerului nostru a firmei Sisca Solution, am organizat acest eveniment de a promova noile tehnologii și aplicabilitatea lor în nou concept acesta al agriculturii de precizie. La momentul actual, cât de mult se aplică deja în Banat, că vorbim de regiunea noastră, aceste tehnologii care sunt cu un pas înainte? La ora actuală, Banatul, beneficiind și de o dezvoltare, spun eu, nu că sunt bănățean, mai accentuată a acestui sector, practic în Banat noi avem foarte multe ferme comerciale, această tehnologie deja se aplică în foarte multe ferme. Nu se aplică, din păcate, în rândul micilor fermieri, dar fermele comerciale aplică deja sistemul de ghidare, sistemul de detecție, și aici mă refer, foarte mulți fermieri gestionează cu aceste tehnologii, cu aceste softuri, managementul pesticidelor, variofertilizare, au trecut pe fertilizare diferențiată, sistemele de ghidaj pe utilajele agricole și multe alte componente. Să nu mai spunem precipitațiile, deci analiza și evoluția factorilor climatici, evoluția nivelului de producție care s-a obținut de-a cursul anilor. Practic este un nou concept, un concept care vine în sprijinul fermierilor, care le ușurează munca, dar în același timp îi și responsabilizează. Din cauza aceea am și adresat tinerilor că îi obligă la mai multă pregătire ca să poată să gestioneze aceste sisteme și să poată să utilizeze informațiile pe care aceste sisteme le furnizează. Fiindcă dacă factorul uman nu interpretează aceste rezultate furnizate de aceste sisteme, nu va fi progres și nu va fi plus valoare adusă procesului de producție. Noi avem un parteneriat, spun eu, destul de bogat cu agenții economici. Avem peste 45 de parteneriate cu agenții economici și mi se pare un lucru firesc, fiindcă tinerii pe care noi îi pregătim, după 3 sau 4 ani de zile, ajung să lucreze și să-și desfășoare activitatea în cadrul acestor companii. Nu este un ajutor, este un ajutor reciproc, nu este doar un ajutor al universității, este o formă de cooperare în care dânșii vin cu expertiza dânșilor în domeniul agriculturii, noi venim cu expertiza pe partea de poziționare și pe partea de programare și soluția dezvoltată de noi va fi în continuare dezvoltată împreună cu universitatea, astfel încât echipamentele pe care le-am donat astăzi vor ajunge să fie folosite de către studenți, iar studentul va învăța practic tot ce înseamnă agricultură de precizie, agricultură digitală. Deci, practic, ei vor intra, să zicem, într-o nouă eră, într-o eră digitalizată, într-o folosire a aplicațiilor de ultimă oră, de ultimă clasă, astfel încât studentul, în momentul în care se va duce în fermă, va lucra, va avea capacitatea de a interpreta și de a vizualiza datele și de a le interpreta și va putea să ofere o nouă perspectivă celor locurilor unde va lucra. Practic, agricultura de precizie ce presupune? Presupune colectarea informațiilor utilizând cele mai noi tehnologii, tehnologii de poziționare utilizând GPS-ul, tehnologii de culegere a informațiilor utilizând drona, analiza acestor informații utilizând aplicația Sencro și transmiterea rezultatelor către sistemele de ghidaj automat a tractoarelor și către tot ce înseamnă partea aceasta de diseminare a inputurilor în agricultură cu utilaje, cu repartizare variabilă. Asemănători, erbicidare, îngrășăminte chimice și tot absolut.
Ceea ce am reușit astăzi prin protocolul acesta de cooperare este să dăm un impuls activității noastre de cercetare, dezvoltare și de asemenea să avem un parteneriat de lungă durată cu Universitatea, astfel încât să ajungem să îmbunătățim soluțiile dezvoltate de noi și de asemenea studenții să beneficieze și partea de cercetare din cadrul Universității să ne ajute și pe noi să creștem în, ca valoare în ceea ce privește rezultatele finale. În vestul țării nu știu exact cât de întinse sunt, dar pot să vă spun că avem clienți care folosesc drone în Oltenia, spre exemplu, în Teleorman și au peste 12.000 de hectare în exploatare. Și folosesc și drone și aplicații de agricultură de precizie. Deci ele sunt, iar noi ceea ce dorim să facem este să o facem accesibilă această tehnologie și către fermierii mici și mijlocii. Așa, asta vrem să o facem împreună cu Universitatea. Este foarte important, atât pentru studenți, cât și pentru noi ca și universitate, ca mediu academic. Pentru studenți este important pentru că pune la dispoziția acestora tehnologie de ultimă oră, tot ceea ce înseamnă echipamente, partea de softuri, iar pentru noi ca și mediu academic, întărirea relației cu mediul privat, cu mediul de afaceri, un aspect foarte important pentru dezvoltarea noastră ca și universitate. Aceste echipamente, da, este adevărat, ne sunt donate de către societatea Siscat Solution, însă noi cu această societate avem o colaborare încă din luna ianuarie anului 2017, când a fost realizat un stand de calibrare a echipamentelor topografice în cadrul universității, ceea ce permite și oferă posibilitatea studenților să vadă cum se pot realiza și cum se pot calibra aceste echipamente. Bineînțeles că această donație ajută și societatea în sine, pentru că există o colaborare directă între student și mediul privat. După cum știți, este nevoie de forță de muncă foarte bine pregătită, astfel că mediul privat trebuie să aibă posibilitatea să cunoască de unde pot să selecteze încă de pe băncile facultății personal de specialitate, foarte bine pregătit și pentru noi ca și facultate, ca și universitate, așa cum am menționat, este foarte important pentru că alături de dotarea noastră, pentru că și noi avem o dotare de ultimă generație pe partea de măsurători terestre și cadastru, această donație vine ca și o suplimentare, ca și o îmbogățire a tot ceea ce înseamnă partea de echipament și softuri la nivelul departamentului nostru și implicit a facultății noastre.